eu trebuia să-i dau cheile lui când plecam. Deci directorul nu că mai are dublură, el trebuia să aibă dublură, știi? El era buricul pământului să aibă dublură. Să las cheile cui? Ție, nu? Nu scria în fișa postului să-ți las cheile când plec. Mi-ai scris tu undeva mie? Vezi că domnul Siminic nu ia frisoarele. Du-te și spune lui director. Du-te, toată lumea avem 144 de ore, nu-i cuitul lui. Îi le plătește directorul acum. Luna următoare să-mi dea scris. Nu Siminic atâtea ore liber. Și îi spui tu cu director că l-ai pus în concediu non-stop. Deși el și-a făcut orele de serviciu. Ați văzut când a venit, a zis plătește salariul. Așa. Păi a zis plătește salariile, mă. Păi da și ce? Nu simi nimic ore suplimentare. Nu, mă, salariile la oameni. Tu așa înțelegi când a zis plătește salariile, a zis să-i plătești un simic, nu? Hai să... O să rezolv și cu simic. Da, și cu dumneavoastră cum o să rezolvați? Cu mine? Da. Hai să... Păi nu, dar vă luați de Cernat, de Gigel, de mine, de Tănțica, de Siminic. Pe dumneavoastră cum o rezolvați? Băi, Tâmpitule, cum am legat de Gigel și de Tănțica? Cum vă permite să mă faceți tâmpit? Păi, dar tu ție, tu cum îți permiți să mă spui mie că mă leg de oameni, că nu-i adevărat? Păi, nu-i adevărat, vă legați de toți oamenii. Aoleu, din fabrică numai de dumneavoastră nu. Este vorba, sunteți o fire contra orice și nu vă vedeți. Ce să vorba? Ce să vorba? Ciobul din fața ochilor dumneavoastră. Eu n-am niciun ciob în fața ochilor. N-am. Dacă am greșit, am greșit fără să greșești cu bună știință. Îl faci pe director Bosoroc, pe doamna prințesă, pe toții râzi în spatele lor, nu le mai răspund la telefon, nu mai faci nimic. Ce dracu? Nu să vede atitudinea ta față de ei, care... Să vede atitudinea dumneavoastră față de toți angajații din firme. Nu am nicio... Mă miră că nu v-ați luat și de fetele alea, că vă luați și... La un moment dat v-ați luat și de Valentin. Aolo, nu că când e locul pământului viitor. Nu mă, că urmează să am o discuție cu tine și cu director. Cu tine și cu director, mă. Și aduc și pe ei dacă m-am luat de ei. Nu că eu nu ce-i spui tu, eu l-aduc pe Gigel și pe Tănțica. Dacă m-am luat de ei, atât. Domnul director, aduceți-i, dacă m-am luat de ei. Și dacă ei spun că da, da, dar dacă spun că nu, ce zici? Ce zici? Nici măcar de zi nimică când a dat foc la toate alea acolo. I-ai spus tu, director, nu. I-ai spus că n-am lumină la uleiuri, nu. I-ai spus că nu e lumină în presare, nu. De ce? Presare aveți, după furtunul cu și face pași pe curte când îi ție pinte.